Alături de mine, Sabina. Bine ai venit la Midnight Poker. Bine m-am găsit. Sabina, vreau să te întreb, cum ai început să joci poker? Păi, acum ceva timp cu prietenii, adică totul a început așa din joacă și oricum eu joc mai mult for fun, nu joc profesional, să spun așa. Și de ce ai ales să joci emisiunea noastră? Pentru că aici am șansa să joc live și este prima oară și mi s-a părut foarte interesant. Cine te-a îndrumat către poker? Iubitul meu. Pentru este jucător pro? Da. Ce sfat ți-a dat pentru masa de astăzi? Păi, în primul rând, să nu am emoții și să gândesc foarte mult înainte să reacționez când joc. Cum este viața? Cunosc foarte multe fete din care au iubiți jucători de poker. Cum este viața? Vreau să te întreb și pe tine, să ai un iubit care stă tot timpul pe la turnee, plecat sau online acasă. Păi da, în unele zile nu prea îmi convine că se joacă non-stop, într-adevăr, dar mă ambiționat să încep și eu să joc și nu mă mai plictisesc când el se joacă. Mă joc și eu. Așa am început și eu să joc, să știi. Da? Da. Și acum nu mai ies din turnee. Ai două cărți pe care tu le consideri norocoase pentru tine? Da, popă. Bun. Și dacă ar fi să-mi ia așa din experiența pe care tu o ai până în momentul de față, să-mi spui ce înseamnă pokerul pentru tine. Cum l-ai defini? Efectiv, un joc de noroc. De noroc? Da. Da, ține și de foarte mult. Ține de și noroc. De strategie, dar mai mult noroc. Eu așa o văd. Așa este. Crezi că te ajută să fii fată la masa de poker? Crezi că este un atu? Hai că iubitul nu le aude. Nu cred că este un atu, pentru că probabil jucătorii se gândesc de ce știe ea să joace. Dar eu cred că sunt norocoasă astăzi. Ce te ocupi în viață de zi cu zi? Lucrez într-o multinațională. Și ai timp pentru poker? Doar vinerea sau în weekend. Ce bine, îmi pare că te-am prins joia. Îți țin pumnii, chiar vreau să-ți dau cecul la sfârșit. Mulțumesc. Mersi mult.